Un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum ce carieră să încep, cum pot să primești jobul dorit sau cum să-mi schimb domeniul. La Carieră 360 niciun topic nu rămâne nedezbătut. Bună! Sunt Dragoș Gheban, gazda voastră. Bine ați venit la o nouă ediție a Carieră 360, podcastul nostru în care încercăm să vă oferim informații despre carieră și despre cei mai mari angajatori din piață. Și acum avem o ediție specială alături de partenerul nostru. Îl avem alături pe Gabriel Sârbu, Head of HELA Design and Development Special Applications din Timișoara. Bună, Gabriel! Salut, salut, Dragoș! Mulțumesc de invitație! Noi îți mulțumim că ai acceptat. Hai să începem cu o întrebare un pic mai generală. Dacă ne poți spune câteva lucruri despre tine și despre cam cum a fost parcursul tău în carieră până în momentul ăsta. Da, sigur. Încă o dată, Dragoș, mulțumesc foarte, foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-o dați aici să prezint în primul rând divizia și ceea ce facem noi aici. Mai puțin aș pune accentul pe cine sunt eu și cum am ajuns aici, pentru că cred că povestea fiecăruia dintre noi e interesantă în felul ei. Pot doar să spun că sunt inginer, că am crescut pe băncile facultății de mecanică din Pitești. Acolo am avut șansa să lucrez cu niște profesori extraordinari care mi-au format, mi-au dat încredere în mine, în ideile mele. Apoi m-am dus către o zonă, să spunem, de inginerie privată. Am lucrat într-o mică companie de familie unde am făcut inginerie de toate felurile, am făcut automatizări, generatoare de azot, echipamente de filtrare pentru industria petrolieră. Am fost într-un project management tehnic vreo 8 ani de zile implicat intens și apoi am făcut un pas către project management în automotive. Mi s-a părut foarte interesantă zona asta și am găsit o oportunitate extraordinară aici în Timișoara, în HELA Special Applications, unde spiritul acela pe care eu îl aveam în mine și dorința de a realiza produse și de a crea situații noi în piață, de a împinge un pic lucrurile mai departe, așa cum eram obișnuit să spun din trecut, mi-au fost oferite și vreau să spun un lucru foarte important. Eu n-aș fi reușit niciodată singur și asta vreau să le spun tuturor celor care poate ne aud aici, ne văd. Nu se poate de unul singur. Și știu că ați mai auzit asta prin cărți și poate sunt tot felul de podcasturi, că puterea echipei și așa mai departe. Nu este doar vorba despre asta. Este vorba despre oamenii care au încredere în tine, care îți ascultă părerea și care stau acolo și îți explică greșelile lor, te lasă și pe tine să greșești și după aceea, într-un mod, să spunem, foarte interesant, te lasă să evoluezi, să crești. Și parcursul meu profesional este, de fapt, povestea tuturor oamenilor care m-au ajutat și care m-au lăsat să fiu așa cum vreau eu să fiu și îmi permit acum mie să conduc acest spirit și această inițiativă în grupul acesta mare în care suntem 100 de oameni și să le dau șansa altor oameni să vorbească, să se formeze și să crească așa cum eu am crescut la rândul meu. Și asta pot spune despre mine, să spun, în parcursul meu profesional. Conduci acum un centru de proiectare și dezvoltare în automotive, însă nu este un obișnuit. Și sunt curios prin ce se manifestă unicitatea Special Applications în contextul altor centre similare din România. E o întrebare foarte interesantă și mi-a dat foarte mult de gândit pe parcursul, să spunem, perioadei mele în HELA, ce ne face pe noi de fapt deosebiți și de ce e acest special application. Știi, aici în Timișoara, ăsta e orașul în care s-a aprins prima lampă electrică, da, pe stradă și e primul oraș iluminat stradal. Aici sunt companii de renume, da? Este o companie care produce echipamente de iluminat stradal, dar și pentru automotive. Și noi în HELA Special Application suntem o ocazie unică în zona asta de lighting. Suntem strânși legați de lighting pentru că noi producem, dezvoltăm, proiectăm, inovăm în zona de echipamente de iluminat și echipamente electronice pentru vehicule cu
cu destinații speciale, le spunem noi. Și aici intră mașini sport, super sport, utilaje de construcții, camioane, trailere, utilaje agricole, mașini recreaționale, iahturi, nave de croazieră, tot ce înseamnă, să spunem, o industrie cu volume relativ mici de producție și cu cerințe deosebite față de mersul normal pe stradă, hai să spunem, cu mașina, da? Îți poți imagina din ce ți-am spus eu acum că una este să produci o lampă pentru Aston Martin, da? Să o proiectezi, să o gândești, sau pentru Ferrari. Alta este să produci, nu știu, o lampă de Volkswagen sau de BMW. Sunt alte principii, alte guideline-uri și asta ne face pe noi oarecum special, da? Și din punct de vedere al development-ului, dar și din punct de vedere al spiritului. Noi suntem forțați să facem o flexibilitate într-un mod în care alții nu spune că nu o fac, da? În ceea ce privește preluarea unor concepte de design, discuțiile cu clienții, te întorci de la discuția cu clientul, te duci în sample shop, prototipezi rapid acolo, măsori, te întorci la client, îi arăți, uite cum ar arăta și de acolo începe povestea faină. Pentru că e un lucru deosebit în ceea ce facem noi și anume lumina. Lumina creează emoție. Poate nu-ți poți da seama, dar când o lampă este corect făcută, când lumina iese bine din ea, e proporțională, nu deranjează, e așezată cum trebuie, la distanțele corect alese, distribuția, cum vine către tine, cum te ajută să vezi pe stradă, cum ceilalți o percep, sunt lucruri foarte fine care țin de măestrie profesională și de un studiu foarte intens al fiecărui detaliu din lămpile pe care le facem. Și emoțiile pe care noi le avem de fiecare dată când aprindem un sample, când aprindem o lampă, primele sample-uri care vin din producție, când vedem lămpile noastre pe stradă, sunt niște lucruri, sunt foarte greu de descris în cuvinte. Chiar trebuie să le trăiești, da? Și faptul că luăm lucrurile și le ducem la următorul nivel, adică mergem cu niște aplicații, ai putea spune, băi, e un tractor, ce e așa special acolo? Nu chiar așa. Dacă te uiți la ultimele tractoare lansate acum, nu prea mai seamănă cu vehiculele de acum 20 de ani, cu manete și cu prăfuite, da? Vezi o tehnologie cu totul diferită. Vezi acel smart agriculture, da? Care pleacă acum tractoarele cu dronele după ele, da? Deci e un nivel foarte avansat. Și atunci clienții vor să ilustreze acest advancement cu echipamente de iluminat care să se potrivească. Și noi suntem aici să facem lucrul ăsta. Și o facem de la zero. Stăm cu clientul din ziua în care zice vreau să fac vehiculul. Câteodată lucrăm și avem și o poveste celebră. Chiar am trăit experiența să proiectăm o lampă după un desen pe șervețel. Chiar a existat situația asta, da, care nici că e de pe din film. Am fost într-o situație de genul ăsta, da? Și ceea ce ne face pe noi în centru din Timișoara deosebit e că de la șervețelul acela avem competențele, avem procesele, avem oamenii, echipa și spiritul necesare să transformăm hârtia aceea într-un produs real care merge pe vehicule. Și ca om în development, în departament aici, vezi tot ciclu. Nu vezi doar părți, nu ești ascuns undeva și zici: "Băi, eu mi-am făcut treaba. Eu am făcut, eu am făcut bucățica mea de cablu asta și mi-am terminat treaba." Nu, tu vezi tot modulul ăsta, care pare așa o banalitate, da? Dar uite, ăsta de exemplu merge pe ambulanțe în Marea Britanie. Stă în colțuri, acolo sus, și face lumina albastră prin această fantă foarte subțire, într-un mod în care altcineva în piață nu mai face. Asta e o inovație de-a noastră. Acest flat light,
Da? Și e ceva unic care a fost creat în centrul nostru de development și, mă crezi sau nu, chiar a fost făcut într-un beci, așa, știi, are spiritul ăsta de garaj, de startup. În locația noastră sunt trei nivele și nivelul de jos, care e cumva underground, subsolul, l-am folosit ca și sală de inovație. Și acolo s-au născut foarte multe idei, inovații, în special în zona asta de echipamente de avertizare. Și spiritul ăsta de startup, de antreprenoriat, de inovație ne însoțește și e oarecum unic chiar pentru industria automotive, aș spune. Ne-ai povestit puțin despre diversitatea de proiecte și mi se pare fascinant că a pus să-ți vezi produsele pe stradă. Deci asta cred că e ceva ce puțin ingineri pot spune când lucrează la un proiect. Sunt curios cu ce tehnologii lucrați în crearea acestor produse. Da. Pot să spun că noi suntem ca și ingineri într-o situație foarte fericită, pentru că avem acces și lucrăm cu tehnologii din toate ariile. Ce vreau să spun cu asta? Echipamentul nostru, și o să iau aici, nu știu, hai să iau o lampă, da? Am zis să și aduc un astfel de produs, da? Crede-mă că îl vezi toată ziua pe stradă. Când stai în spatele unui trailer, o vezi pe asta, dar nu-ți dai seama că ce e în ea. Știi? E pur și simplu o lumină banală. Dacă lumina la care te uiți îți place și te simți bine în prezența ei, înseamnă că noi am făcut o treabă bună. Da? Și tu dacă stai în spatele unui trailer pe Valea Oltului, nu știu, vrei să te duci la Sibiu, bun? Și nu te orbește și e ok, înțelegi semnalizările și lampa merge cum trebuie, înseamnă că noi am făcut o treabă bună. Ca să facem treaba asta bună, lucrurile încep din zona de optical design. Acolo avem niște oameni care intră și își imaginează geometric cum se comportă lumina emisă de un LED. Cum pleacă, cum trebuie reflectată, cum trebuie concentrată, cum își pierde din putere, cum capătă alte culori, astfel încât în momentul în care ajunge la ochiul omului care e pe stradă, pieton sau participant în trafic, să fie o lumină plăcută, să fie înțeleasă cu scopul pe care îl are, da? Că e semnalizare, că e poziție, că e frână, da? Sunt niște lucruri pe care nu le înțelegi, să spunem, natural, dar dacă lumina e bine făcută, atunci le înțelegi. Și când opticianul este gata și el a înțeles cum funcționează, după aia intră rolul mecanicii și electronicii. Și noi spunem că lumina e emoție, după aia hardul este partea aceea de brain, da? Gândirea, da? Cum punem electronica necesară să dai lumină LED-ului. Și mecanica este scheletul, da? Care ține toate lucrurile astea împreună și îi asigură pe oamenii aceia care sunt în fața camionului, sunt la 17 metri în față, că lampa lor din spate merge tot timpul, că merge în siguranță și că manevrele lui sunt vizibile și că nu pune în pericol pe nimeni. Și ăsta este scopul nostru, să spunem, cel mai înalt. Ca produsele noastre să-și facă treaba și oamenii să trăiască lângă ele într-un mod natural, nu forțat, să nu-i deranjeze și să se simtă în siguranță, de ambele părți. Tehnologiile sunt foarte diverse în acest complex, pentru că încep cu proiectare 3D în CATIA, cu softuri de simulări specifice pentru partea de optică, cu studii de comportament termic și de vibrații, cu simulări de circuite electronice, construcții de scheme, worst case calculation, cum le spunem noi, integrări de tot felul de requirement-uri din zona de functional safety, din zona de software development, și merg după aceea către zona de producție. Pentru că centrul de D&D din Timișoara este aproape de Lugoș, unde este cea mai mare fabrică a grupului Hella Special Application. Și noi avem șansa să vedem produsele cum se fac efectiv, să le trăim și să dezvoltăm tehnologiile necesare. Și vorbim de injecție de mase plastice, aluminizări,
producții de PCBA-uri, acoperiri de suprafețe, asamblare, sudură cu laser, sudură cu vibrații, lipiri. Sunt, nu știu, cred că undeva am numărat în total la vreo 200 de procese productive și în jur de vreo 1000 de procese de development și de verificare a calității, care asigură acest complet, da, de dezvoltare de produs și dezvoltarea oamenilor, odată cu dezvoltarea produsului, crearea spiritului acesta de echipă și inovația. Pentru că inovația e foarte, foarte importantă și asta face diferența, să spunem. Și noi am realizat un lucru extraordinar, pentru că în România, în Timișoara, am ajuns să fim recunoscuți ca un centru de competențe pentru lumini de avertizare, pentru girofaruri, cum le spunem noi în română, pentru beacon-uri, da? Am reușit lucrul ăsta făcând foarte multă inovație și provocând o stare de fapt în care toată lumea credea că suntem blocați. Și vreau doar îți arăt așa. Ia, te rog. Ăsta este un beacon, da? Un girofar care e foarte intuitiv, da? Îți dai seama că, da, are un bec, se învârte lumina și probabil că l-ai văzut destul de des pe echipamente de construcții, când sunt șantiere sau pe mașinile de mare tonaj, da? Și are un rol foarte important în de a face diferența și a semnaliza un anumit pericol. Frecvența cu care este emisă lumina e percepută de ochiul uman ca un pericol, da? Și atunci reacționezi într-un mod diferit când vezi acele lumini, chiar dacă nu îți dai seama într-o primă fază. Ești mai atent. Ești mult mai atent, da. Hey, imaginează-ți că plecând de la asta, au fost mai multe iterații de inovație. Lampa asta e cu bec, s-au dus către LED, în niște construcții. Și noi, în developmentul nostru, am reușit să facem așa ceva, da? Așa că încerc să le pun așa unul bun. Da. Okay. Ce țin eu aici în mână este un lucru cu totul deosebit. Are foarte multă tehnologie înglobată. Și este ceea ce numim noi un edge light beacon. Lumina iese din zona asta doar prin fereastra asta, cu intensitatea suficientă ca să îți demonstreze pericolul și creează foarte multă emoție. Produsul se numește Khaled Revolution. E un titlu dat, să spunem, de zona de marketing, în care am vrut să arătăm rebeliunea și faptul că am învins, să spunem, un sistem oarecum învechit. Am produs, avem 3 patente de inovații din România pe acest produs, care sunt protejate internațional. Și e un design cu totul deosebit, care nici nu poți să spui că e ceva automotive sau că e legat de un camion, da? Și e foarte ușor, foarte inteligent și este genul de realizări pe care le avem noi, da? Aici în Special Application. Pasul următor pe care îl facem este să mai aducem tehnologii din celelalte divizii, da? În special în zona de senzoristică, să le prezentăm clienților noștri și să le integrăm ulterior în lămpile noastre. Și aici vorbim de discutăm de niște lucruri foarte, foarte faine, da? Ăsta este un senzor de ploaie și lumină. E la care când dai tu la tine la mașină pe auto, ăsta hotărăște ce se întâmplă cu farurile și cu ștergătoarele tale, da? Jucăria asta. Bun. Bine, nu el de sine stătător, dar ne-am găsit o formulă împreună cu colegii din alte centre de development HeLa de aici din Timișoara, să dezvoltăm aceste aplicații, să dezvoltăm aplicații pentru clienții noștri. Ei fac pentru mașinile standard, însă noi nu avem mașini standard. Un parbriz de, să spunem, de vehicul utilitar nu are aceleași caracteristici cu un parbriz de mașini de pasageri. Sau, hai să iau un exemplu mai bun, McLaren, da? McLaren are acel parbriz care aproape e flat. Ploaia se comportă un pic altfel acolo și ne-am găsit formule de development în care să dezvoltăm pentru acești clienți aplicații pentru ei, astfel încât să le permitem accesul la acest tip de tehnologie, pe care altfel ei nu l-ar avea.
Și asta am putut exact în spiritul ăsta inovator, da? Și al creației continue de produs. Da? Deci lumina e emoție, îți creează emoție, da? Și sunt lucruri foarte frumoase pe care le facem aici, da? Modulele astea le vezi probabil toată ziua, iarăși foarte, foarte interesante. Sper ca niciodată, da, să nu fii, să spunem, orbit de așa ceva, pentru că are capacitatea, da, îl vezi pe, dau acel styling la conducătorii de camioane și ajută foarte mult în vizibilitate. Astea sunt lucruri făcute de noi aici, cu mintea noastră, cu imaginația noastră, urmând procesele, evident, pe care le avem și lucrăm foarte mult în echipă. Foarte, foarte mult. Și ăsta este un spirit extraordinar în care oamenii s-au dezvoltat și se dezvoltă în continuare. Și e o șansă unică pe care o avem poate chiar în România. Nu vreau să fiu arogant, sper să nu greșesc, dar cred că suntem singura companie care facem acest tip de produse cu aceste tehnologii pentru acești clienți în România. Și evident că ne bucurăm de orice coleg nou sau de orice pasionat, de orice meseriaș care vrea să exploreze zona asta foarte, foarte interesant. Pare un loc extraordinar pentru cei care sunt pasionați de inginerie și cred că recrutați, menționai tu mai devreme că aveți în continuare oportunități în cadrul centrului din toate categoriile de experiență. Sunt curios cum te ajută centrul să crești, adică ce spațiu ai și cum te susține compania. Pentru că chiar la început ne spuneai tu de faptul că ai simțit că ai avut acest suport în organizație încă de când te-ai alăturat centrului DDSA. Dragoș, noi facem un lucru foarte fain din punctul meu de vedere și l-am văzut aici cu ochii mei. Și sunt foarte mândru că am putut fi parte din asta, și anume creșterea tinerilor. Suntem aproape de facultate și luăm studenți, luăm anual, cred că avem un rulaj undeva 10-12 studenți care intră în internship, în practica aceea de vară, da? Care este o practică plătită, un internship plătit, de susținut de companie, și intră împreună cu noi și încep să facă proiecte. Nu fac proiectele lor de școală sau le fac și pe alea, dar fac proiecte cu noi. Și cresc cu noi și avem o absorpție foarte bună, adică, nu știu, undeva la 80% din cei care intră cu noi în internship devin colegii noștri. Nu numai că devin colegii noștri, dar cresc foarte repede în mediul pe care îl avem noi, atâta timp, evident, cât sunt interesați, cât studiază și țin ritmul, pentru că trebuie să ții ritmul, nu ai cum să faci toate lucrurile astea doar uitându-te la ce fac alții. Trebuie să fii acolo în spirit, da? Și avem niște situații foarte interesante în care avem colegi care au venit din internship, nu știu, acum 4 ani de zile și acum sunt senior design engineers, lucrează la realizarea noilor lămpi pentru clienți cum sunt Renault, da? Cum sunt ACO, Ferrari, da? Lucrăm, i-am adus foarte repede la niște nivele ridicate de expertiză, evident muncind împreună cu ei și cu suportul echipei. Și poate că nu avem cel mai bun, să spunem, renume și nu suntem, nu știu, o companie extraordinar de mare sau un domeniu foarte un loc mare, noi suntem abia 100 de persoane cu totul, dar aici odată intrat, dacă îți dorești să faci inginerie, dacă dorești să practici meseria pe care ți-o dorești să o înveți, noi ne asigurăm că poți să o faci. Asta e șansa pentru cei tineri. Pentru cei care au căpătat o expertiză, da, și doresc, da, deja au trecut 3-5 ani, există această zonă de seniorat, cum îi spunem noi, da? În care abordez proiecte complexe, în care iei lead-ul pe o anumită soluție tehnică, în care faci primii pași către ceea ce numim noi advanced engineering,
Sau, evident, există celelalte două zone care merită explorate. Zona de project management, în care cu o anumită doză de expertiză faci primii tăi pași către a administra un proiect, un buget, o echipă, a avea un glas, să spunem, ceva de spus, da, în contextul creației de produs. Sau către zona de management, care înseamnă team leading, în care înseamnă dezvoltare de oameni, creștere de competențe. Evident, fiecare zonă cu avantajele și dezavantajele ei. Oportunități sunt. Evident, îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați să vină către noi. Cred că există o structură de contact acolo. Dacă nu aveți numele meu și eu sunt pe LinkedIn și ne putem conecta match imediat. Le lăsăm sigur un link în chat-ul acestui interviu. Ce mă întreb acum, din ce arii de specialitate vin către voi, pot veni către voi, fie juniori, fie profesioniști, pentru că bănuiesc că vin dintr-o diversitate mai mare de arii și poate chiar și din industrii diferite. Și care sunt lucrurile la care vă uitați dincolo de expertiza tehnică, adică la ce alte competențe vă uitați când atrageți colegi noi în echipă? Din nou, cred că se aplică și pentru cei mai juniori și pentru cei mai cu mai multă experiență. Dragoș, noi avem în cadrul centrului, în cadrul D&D-ului nostru, avem oameni cu toate background-urile posibile și ne uităm evident în zona tehnică, la mechanical engineering, la electrical, însă avem nevoie și de partea de fizic, de fizicieni pentru optical design. Avem nevoie de oameni cu specializări în calitate pentru zona de asigurare a calității în development. Și îți spun, avem project manager care vin din zona de construcții, avem project manager care au venit din zona de jurnalism, din sales. Gama de competențe este foarte vastă. Noi luăm cei mai buni din fiecare și încercăm să-l transformăm într-un avantaj, într-un beneficiu. La ce ne uităm este ca oamenii să-și dorească acea măiestrie profesională, să vrea să fie meseriași în ceea ce fac. Ăsta este primul lucru. Al doilea, trebuie să fie curajoși, să aibă curaj. Și trei, să fie deschiși către provocări și către comunicări directe și deschise. Pentru că la noi linia de comunicare sau de management e foarte flat. Colegii mei din internship au acces direct la mine la orice telefon sau și discutăm proiecte și subiecte fără să avem o relație din asta de superioritate sau de autoritate. Noi nu avem lucrul ăsta. Încercăm să impunem disciplina necesară funcționării, da, corecte a departamentului. Dar când vine vorba de creare de produs și inovație, acolo nu există. Suntem toți la fel de dispuși, ca să spun așa. E fantastic și mă bucur că ai menționat cuvântul ăsta meseriaș, pentru că el are o conotație complet diferită în contextul pe care îl spui tu acum și eu personal rezonez foarte mult cu ideea asta de a stărui și a insista să devii foarte, foarte bun la jobul pe care îl faci și cred că este ceva ce incontestabil îți aduce rezultate în carieră dacă reușești să-ți impui ca stil de lucru. Spune-ne puțin, pentru că ne-ai povestit, am și intuit cumva cam pe unde am putea să vedem produsele dezvoltate de DDSA când mergem pe stradă. Poți să ne dai câteva exemple, să știm când le recunoaștem și să spunem, uite, produsul ăsta a fost dezvoltat la Hella Special Applications în Timișoara? Da, noi avem avantajul, ți-am spus, să fim lângă fabrica din Lugoj, unde se produc și foarte multe proiecte trec din alte zone ale lumii prin noi și noi participăm la dezvoltare și creăm la rândul nostru. Toate trailerele pe care le vedeți de la Krone sunt echipate cu lămpile noastre. Krone este unul din cei mai mari producători de rulote semi-remorci, da? Și designul și concepția și producția sunt făcute de către noi. O să puteți să vedeți aceste lămpi auxiliare pe camioane, pe
capetele tractor acolo montate sus, oriunde vă duceți. Când stați în spatele poliției, ambulanței, pompierilor, sau în față sau în lateral, sigur noi am echipat ceva de acolo. Tot ce înseamnă caravane, rulote, da, care merg oamenii în vacanțe, iarăși vin de la noi. Și nu știu cât de des o să vedem un Ferrari, dar lămpile vin tot din Hella Special Application. Aston Martin e un client de-al nostru. Tot ce înseamnă Fendt, tractoare, John Deere sunt echipate cu lămpi Hella. Le vezi aproape peste tot. Oamenii nu le observă pentru că nu dau importanță, să spunem, luminii sau echipamentelor, cum sunt ele echipate. Dar asta este într-un fel o realizare, pentru că înseamnă că lumina nu e deranjantă, își face exact treaba care trebuie să o facă, avertizează, te face să te simți în siguranță și îți dă emoțiile de care ai nevoie, nu alea, să spunem, de care nu ai vrea să ai parte. Sunt curios pentru că distanța e foarte mare de la o mașină Ferrari la un cap de tractor sau la un utilaj din acesta industrial foarte mare. Ție pe, și asta e o curiozitate personală, pe ce tip de proiecte îți place? Adică la prima vedere ai alege mașina sport, am dau seama acum la câtă tehnologie intră în multe echipamente și utilaje, că e foarte multă inovație și acolo. Da, este foarte mult. Dacă aș vorbi de preferințele mele personale, mie îmi plac foarte mult lămpile de spate. Toate combinații, rear combination lampurile, și găsesc foarte provocator să lucrez într-un proiect de Ferrari. E extraordinar de provocator. Însă cele mai mari emoții și realizări este când am făcut primele lămpi pentru capetele tractor de MAN și DAF. Asta au fost proiecte la care eu am avut șansa să fiu project manager și oarecum afinitatea mea e acolo. E o tehnologie extraordinar de complexă și eu o recomand oricăruia dintre noi sau dintre voi cei care sunteți cu noi aici să vă uitați un pic cum sunt făcute luminile pe vehiculele acestea și să încercați să le comparați. Și atunci când vedeți o lumină care vă deranjează, să înțelegeți că n-ar trebui să vă deranjeze și că n-a fost făcută bine. Iar dacă e o lumină care vă creează o emoție plăcută, atunci sunt foarte mari șanse să vină de la noi și să vă simțiți mereu mândri că a fost făcută în România aici, de mințile noastre, cu puterile noastre și că putem să facem lucrurile astea prin ceea ce suntem noi așa cum suntem. Eu îți mulțumesc mult, cu siguranță o să mă uit cu alți ochi la lumini în trafic de acum încolo. Și mă mai bucur de un lucru, pentru că se vorbește, când se vorbește de inovație, foarte des ne ducem în zona asta de software și mă bucur foarte mult că am putut să vorbim despre inovație și despre tehnologie pentru toate tipologiile de ingineri, adică și pentru electrică și pentru mecanică și pentru cei care termină fizică, care s-ar putea întreba acum mă mai angajează cineva, că poate nu mai recrutează companiile profesioniști în domeniul ăsta și uite că poți lucra chiar la proiecte foarte, foarte interesante alături de Hella Special Applications. Dacă ai un ultim mesaj pentru cei care ne urmăresc, Gabriel, dacă am omis ceva din discuția noastră și simți că ar merita menționat. Eu îți mulțumesc foarte mult încă o dată și le mulțumesc și celor care au stat alături de noi și m-au ascultat sau urmează să mă asculte într-un viitor. Vreau doar să le spun că noi credem foarte mult în puterea echipei. Credem că nimeni nu poate reuși singur și avem spiritul și relațiile necesare ca să integrăm colegi noi, să-i aducem în zona de expertiză, să luăm și să începem să colaborăm cu ei în proiecte provocatoare și că îi așteptăm toți, pe toți cei care cred în meseria lor și cred în șansa lor, să facem împreună inovație în Timișoara și de ce nu să poate facem un test drive în noile Ferrari sau Aston Martin. Ce interesant să poți să spui că uite, o bucată din mașina asta a fost făcută și de mine.
Mulțumim mult! Vă doresc și vouă o zi frumoasă în continuare celor care ne urmăriți. Spuneam că în chat veți găsi în continuare link-uri către oportunități și către joburi. Mulțumim, Gabriel, și sper să te mai avem la o nouă ediție a acestui podcast. Ne-a făcut plăcere să povestim și am aflat multe lucruri interesante astăzi. Mulțumesc foarte mult încă o dată! O zi bună și numai bine! Sănătate multă! La revedere! La revedere!